Chisas. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitata noastră e o profesionistă a cardiologiei, doamna doctor Clara Alexandrescu. Doamna doctor, de ce întotdeauna când începem o filmare, pulsul se accelerează și inima bate mai repede? Emoția deschiderii emisiunii cu descărcarea de adrenalină și inima o ia la galop, ca și la emoția de la examen, ca și la emoția de la un eveniment extraordinar din familie. Și inima dumneavoastră a luat-o acum la galop sau nu? Am învățat în timp că dacă am emoții, îmi tremură vocea și nu sună bine și atunci trebuie să îmi controlez emoțiile înainte să vin la masa asta. Sincer, am avut vocea. Am avut emoții de dimineață când m-am gândit că trebuia să vin. Aha, dar pe urmă, secret ăsta, să-ți bată inima mai repede. Dacă te pui în atmosferă ceva mai înainte, ai trăit o parte din emoții și atunci ai o anumită detașare. O să le spun telespectatorilor că dumneavoastră sunteți o prezență exotică și anume sunteți primul medic invitat care e și profesionist al navetei. Pe vremuri se făcea naveta, să zicem, cu ciorogârla. Dumneavoastră ați făcut aproape 20 de ani naveta cu Monte Carlo. Dar final de săptămână, întotdeauna la București, unde vi s-a dus vestea că vine o doctoriță de la Monaco care te pune pe picioare, care îți salvează inima. Mă întreb cât o fi fost o doză de snobism aici și cât adevăr. Pentru că, într-adevăr, ați avut succes și în ceea ce vă privește, Radio Chance, adică de la un pacient la altul, a funcționat. La doctor funcționează asta. Îmi place ideea că Radio Chance zice că am ajutat unii oameni, dar nu sunt eu artizanul venitului în România. Nu eu am vrut să vin în România și nu mi-asum lucruri de doctor Queen, că am vrut să fac naveta. Soțul meu e foarte legat de România și atunci am început să vin în România. Eu făceam activitate umanitară cu copii din Africa și el la un moment dat mi-a zis, da, dacă tot te implici în tot felul de chestii, haide să mergem în România. E țara noastră și chestii din astea sentimentale. Nu e țara dumneavoastră, da, da, erau argumentele lui. Pentru că, în general, când plecăm, este one way ticket. Am plecat dintr-o țară, trebuie să ne integrăm. Nu e simplu să trăiești între două țări. Sunteți invitata mea. Nu e simplu să trăiești între două țări. Ne întoarcem în anul în care destinul dumneavoastră, care părea aparent conturat, confortabil, avea un post de asistentă la Elias, nu? Asistent universitar. Deci aveați niște garanții că intrați pe niște șine. Nu mă uit niciodată în spate la chestia asta, deși dacă îi întrebați pe cei din jurul meu care la vremea respectivă nu toți au fost de acord cu ideea de a pleca dintr-o carieră universitară. Am înțeles, soțul e de vină și aici. Nu. N-ați luat decizii nici la plecare, nici la întoarcere. Anul la plecare deciziile mi-au aparținut numai mie. A, da? A, da, da. Să le spunem celor care nu știu că soțul dumneavoastră e tot medic. Radiolog, foarte legat de România. Și care a lucrat câți ani la Monaco? 7 ani. După care a început să facă naveta din nou în România, dar el este un mare fan al României. Păi și dumneavoastră nu sunteți fan în România? Oamenii și dacă schimbă cetățenia, nu-și pot schimba rădăcinile. La Monaco pentru mine e o parte din viața mea acolo și cariera mea de doctor este acolo. Ba chiar cei mai bune, da, totuși. Dar când ajungi în străinătate, știi în fiecare zi că ești român. Mă cheamă Alexandrescu. În Franța e un nume dificil de pronunțat. Cum pronunțau? Alexandrescu, Alexander. E extrem de complicat. Ori sunt doctorița Clara, ori sunt doctorița aia româncă. Și atunci, în fiecare zi, îți aduci aminte că ești român. Te gândești la chestiile din țara ta, te gândești în fiecare zi cum să vorbești frumos de țara ta. Facem asta la București când suntem? Nu. Deci, iubirea de la distanță. Apropo de iubire, v-ați întrebat vreodată, doamnă doctor, cum de omenirea a localizat capacitatea de a iubi în inimă? Pentru că simte tahicardia, ce ați zis mai devreme, simte pulsul cum crește și atunci el îl simte în dreptul inimii și localizează în inimă. Și cum vedeți conflictul sau nu conflictul? Oricum sunt planete diferite uneori,
creierul și inima. Cred că iubim și simțim, localizăm în inimă, dar tot cu mintea ne îndrăgostim. Pascal spunea, rațiunile inimii pe care rațiunea nu le cunoaște. Da. Les raisons du cœur, că la raison ne connaît pas. Da. Ca să citez în limba dumneavoastră de adopție. De adopție. Am văzut că sunteți originară din... Dintr-un județ din sudul țării, din Teleorman. Din Teleorman, din Alexandria, da, nu? Da. Din ce mediu proveneați? Mama e profesoară, tata e tehnician veterinar. Frați, surori aveți? Am un frate care este doctor cardiolog, ca și mine, într-un spital românesc. Dacă ar fi Alexandria, să o descrieți unui francez care intră în cabinetul dumneavoastră, ce i-ar spune? Un loc la țară, liniștit și care te motivează așa ca să pleci în orice fel de moment. Adică locul în care nu se întâmpla nimic. Păi, nu adică, se deși nimic. Pare că sunt doar 100 de kilometri față de București, da. E un loc în care ai motivația să evadezi. Să evadezi. E un cuvânt care îmi place. Să evadezi la București, la București. Dar dumneavoastră ați evadat și mai departe. Da. Bun. Ați venit la București, ați făcut medicina, v-ați mărit cu un medic. Anii mei de facultate sunt marcați într-un fel de influența mamei soțului meu. Mi-e greu să-i zic soacră. Puneam de obicei că e mama soțului meu, care a fost o mare doctoriță pediatră, cu o navetistă de o viață. Ah, deci nu sunteți prima exact. Navetistă a familiei. Exact. Făcând naveta București, Cernavodă, ani de zile. Cum o cheamă? Alexandrescu, Ecaterina. Și care avea o căldură în relația cu copiii și atunci ca să se protejeze, pentru că probabil ceilalți adulți, lumea exterioară, i-ar fi simțit slăbiciunile, era extrem de rigidă în relațiile care nu aveau legătură cu copiii. Mi-a plăcut ce a spus. Da. Că avea răceala asta cu lumea ca să se protejeze. În lumea medicală, de obicei, trăim cu ceea ce am greșit. Dacă nu reușim să ne protejăm și să mergem mai departe... Înnebunești. Da, pentru că sunt două categorii de greșeli. Cele pe care ți-ai dat seama că le-ai făcut și măcar ai mai învățat ceva din ele și fricile care te urmăresc toată viața, să că poate n-ai știut... Poate nu ești suficient de pregătit, poate tu nu cunoșteai patologia respectivă și tot o greșeală este și atunci trebuie niște mijloace de protecție. Am văzut că povestiți undeva de o femeie medic-cardiolog care s-a sinucis din cauza stresului profesional, dar nu credeți că s-ar fi sinucis în orice altă meserie? Probabil. Sigur e. Deja sinuciderea e un semn de slăbiciune. Și o dovadă că nu și-a gestionat cum trebuie sentimentele și problemele pe care le-a avut. Nu există doctor care să nu fi greșit. Important este să faci atât de multe progrese încât să greșești cât mai puțin și să înveți din greșeli. Ați cunoscut medici care au căderi nervoase pentru că au greșit? Am văzut oameni afectați de greșeli și am văzut chirurgi. Dacă le iese bine, sunt din ce în ce mai buni. Dacă nu le iese bine, sunt din ce în ce mai slabi. Și ei, de obicei, cad mai repede decât noi, cei care facem specialități unde poți studia, nu ține doar de manualitate. Specialitatea dumneavoastră fiind care? Fac cardiologie de diagnostic, de investigații cardiologice, ecografie cardiacă, ecografie transesofagiană, adică imaginile alea în care le vezi în sala operatorii aproape de inima bolnavului, în așa fel încât să dai informații cât mai multe chirurgului, imagistică cardiacă, tomografie computerizată, RMN cardiac, investigații care aduc informație despre funcționalitatea inimii. Mă duc în sala operatorie și fac examinări în timpul intervenției chirurgicale ca să văd dacă rezultatul intervenției este de bună calitate. Sunt foarte diferiți chirurgii cardiace între ei. Da, am lucrat cu mari chirurgi ai lumii, cu oameni care au inventat tehnici. Profesorul Dor, cel care a făcut clinica de la Monaco, este o mare personalitate. Profesorul Dor? Da. Cum se scrie? Dor, exact, ca Dor? Și... Da. Ca Dorul românesc? Exact. Câți ani are profesorul Cred Dor? Cred că are 88 acum. Ah, dar nu mai operează. Nu mai operează de mult timp, dar este rămas încă acționarul majoritar al clinicii. Și vine zilnic pe nu la clinică? Nu mai vine în ultima perioadă, dar a inventat o tehnică. Ce tehnică? Care se numește tehnica Dor, care este reconstrucția de ventricul stâng, adică o tehnică în care
post-infart, decupa partea moartă a mușchiului cardiac în așa fel încât să redea forma corectă a ventriculului stâng. Și asta se mai practică, se practică încă, după care am lucrat cu mari chirurgii de valvă mitrală, profesorul Gilles Dreyfus, care era un chirurg mare de valvă mitrală și de valvă tricuspidă. Am scris articole în reviste de specialitate mare ale lumii legate de indicațiile de operat ale valvei tricuspide. Le-ați care băgat în ceață, ca vedeți, să zic așa, cu valva tricuspidă. Cum am putut trăi până acum fără să știm ce e valva tricuspidă? Inima are 4 valve. Da. Dar numai una e tricuspidă. Da. Între chirurgii ăștia cu care ziceți că ați lucrat și care au metodele lor și așa, în ce constă de fapt diferența? Fiecare are modul lui de a aborda pacientul. Unul este empatic, vrea să cunoască familia, să știe pe cine operează, alții, ca să nu fie implicați emoțional, preferă să fie reci. Dumneavoastră, ce categorie sunteți? Cu familia sau fără? Trebuie să fiu cu familia. Cardiologul da, care trimite pacientul la operat trebuie să fie cu familia. Să cunoască și să explice. Pentru că pacientul are foarte mare încredere în cel care îl trimite la operat. El pleacă cu ideea că chirurgul oricum vrea să-l opereze. Da. Eu sunt cel care pot să-i zică, poate nu are nevoie acum, poate să mai aștepte. Da, dar strict medical, privindu-i pe oamenii ăștia, dacă ar fi mascați și sunt mascați, i-ați recunoaște pe fiecare la aceeași operație? La aceeași operație. În ce ar consta? Pentru că fiecare face gesturile diferit. Fiecare ține foarte mult de manualitate în chirurgia cardiacă. Deși gesturile se repetă, fiecare face chiar și nodurile diferit le fac. Fiecare are altă viteză, îi recunoști în funcție de viteza de mișcare, de cum se mișcă în plagă. Sunt chirurgi rapizi, sunt chirurgi înceți care vorbesc ca să umple timpul. Ferească Dumnezeu! Păi deci mai bine să nu știm. Mai bine să nu știm. Timpul în chirurgia cardiacă, timpul contează, că inima este oprită și timpii în care e oprită și în care e protejată sunt foarte importanți să fie cât mai mult scurtați. Că atunci când o repornești să poată porni cum trebuie, pentru că i-ai dat o protecție și niște nutrienți cât a fost oprită în timpul intervenției, dar contează timpii. Este un model de chirurgie în care nu poți să te întinzi foarte mult. Maximum, cât poate sta oprită o inimă? De ordinul orelor, pentru că dau o substanță care aduce nutrienții necesari, doar că nu este la fel de fiziologic și pe măsură ce treci sângele printr-o circulație extracorporeală, distrugi foarte multe globule roșii și pe urmă când repornești inima și se duce sângele în rinichi, poți să faci insuficiență renală acută, hemoliză, e foarte complex. Adică se distrug globulele roșii și se precipită în rinichi. Adică chirurgia cardiacă e o chirurgie în care trebuie să te grăbești, să nu fii foarte lung și de aia trebuie să fii rapid, precis și să-ți preconizezi gesturile, dar mă rog, nu e specialitatea mea. Nu, dar ați fost ani și ani un observator extrem de apropiat și mult mai obiectiv decât însuși chirurgul în toată povestea asta. Nu aș vrea să fiu niciodată în pielea lor. Dar bucuria că oprești o inimă și îi dai drumul și dai o nouă viață unui om. Cred că asta îi face să fie și un pic dereglați, că se simt destul de Dumnezei, așa. Dereglați în ce sens? Psihic? Da. Adică ce, o chestie narcisistă? Se simte Dumnezei, așa. Da? Și dumneavoastră aveți o oarecare robustețea ego-ului. Asta e specialitatea până la urmă. Când o alegi, nu-ți dai seama că îți trebuie totuși ceva tărie de caracter, pentru că trebuie să zâmbești și când e foarte rău. Face mult mai mult bine decât un doctor trist, mai trist decât problemele pacientului. Doctor Posaci. Care nu reușesc să intre în relația respectivă, încât pacientul să-i simtă că le pot aduce dramul ăla de speranță. Adică pentru după că dumneavoastră e foarte important pe ce tip de tavă servește adevărul. Da, cred că pacientul trebuie să fie informat și nu numai familia. El, deci, normal, nu deci am știe auzit tot satul și nu știe pacientul. De multe ori am auzit teoria asta. Familia a cerut să nu știe, să nu... Nu, deci nu cred asta. Cred că pacientul trebuie să știe. Avem o singură viață, trebuie să știm cum ne organizăm, cât de grav este, eu trebuie să-i spun pacientului. Și ca să continue să se bată, pentru un pahar e întotdeauna
și o parte plină și o parte goală. Dacă o să-i spun că mai are insuficiență cardiacă gravă, finală și mai are câteva luni, și dacă o să-i prezint că dacă o să facă niște eforturi, cele câteva luni pot deveni un an, doi, trei, am un alt pacient care se va bate când iese din cabinet. După ani și ani în care ați văzut atâtea inimi. Am acasă pentru o prezentare făcută unde am strâns sute de poze puse unele lângă altele de diverse inimi ca să ilustrez că nu sunt două inimi identice. N-ați găsit două la fel? Nu, niciodată. Nici o inimă nu e la fel ca alta? Nu, tot timpul există o mică. Nici la propriu, nici la figurat. Exact. Ceea ce de aici vine și frumusețea specialității. În ciuda oricărei corectitudini politice sau medicale, nu ne naștem cu aceeași inimă. Nu. Tot timpul există o mică modificare, o arteră diferită, un traiect de arteră care irigă mușchiul inimii diferit, o valvă care are un cordaj de altă formă. Este fascinantă chestia asta. Amprenta noastră genetică, unicitatea, este și la toată structura inimii. Deci inima până la urmă e un mușchi, nu? Da, un mușchi. E un mușchi și n-are nicio legătură cu poza frumoasă. Cu poza frumoasă și roz. Are. De unde o fi venită expresia de inimă albastră? Probabil când era în suferință, de genul prosvascularizată sau așa, și probabil a fost o extrapolare a ideii, nu știu. M-a întrebat un copil de ce inima e roșie și de ce nu este albastră. Și ați încercat să-i explicați. Da, i-am explicat că e foarte bine vascularizată și mușchiul este tot spre roșu. În biografia dumneavoastră totdeauna a dominat cerebralul, nu? Din păcate, în cardiologie, dacă te lași prea tare influențat de sentimente, nu ți-e bine. Pentru că îți pierzi o parte din raționamentul ăla lucid. Dar nu în toate ramurile medicinii e la fel? Da, da. Dacă am greșit un pic într-o specialitate ca dermatologia, poate mai pot repara. Dacă am greșit în cardiologie, trebuiesc mulți să repare după mine și atunci... Te simți ultimul om. Da. E insuportabil. Deci este... Da. Și am văzut cu timpul că dacă suntem prea legați de un pacient, nu gândim la fel de rațional. Da. Da. A fost publicat într-un jurnal de medicină celebru acum câțiva ani, cum au ratat un diagnostic la un coleg, colegii lui, pentru că nu au ținut seama de ceea ce povestea. Voiau să-l fie bine. Exact. Îl cunoșteau foarte bine, nu i-au pus întrebările care trebuiau. În educația copiilor ați fost ceea ce se cheamă o cerebrală. Mama a fost mai implicată, de exemplu, în educația mea decât am fost eu implicată în ceea ce făceau copiii mei la școală. Din două motive. Cardiologia e o specialitate complicată în care ești mai mult la spital și mai puțin acasă, și doi, copiii mei învățau într-o școală în care nu prea știam eu să o gestionez. Vorbim de Monaco. Da. Suntem în 2004, copiii sunt la școala primară, dumneavoastră mergeți la Monaco, vi se face o ofertă de nerefuzat. M-am dus la Monaco pentru că ei aveau un aparat de rezonanță magnetică identic cu cel pe care lucra soțul meu la București. Și v-ați dus ca să se instruiască în legătură cu acest aparat. Să ne instruim împreună. Da. Făcând o echipă radiolog-cardiolog, să facem imagistică cardiacă. La o lună și ceva după ce am început să ne ducem la spital, ne-au întrebat de ce suntem fără copii. În general, străinii când pleacă la o bursă își iau și copiii, toată lumea. La noi se ocupa mama soțului meu de copii, dar după câteva luni ne-au făcut o propunere. Haideți să stați un an de zile, vă plătim noi o bursă de la Monaco, dar aduceți-vă și copiii să învețe franceză, să se ducă la școală. Și a stat un an și în acel an v-ați aclimatizat. Hotărârea era că ne întoarcem sigur în România, nici nu puteam să stăm mai mult. Și atunci a urmat o propunere de nerefuzat, să nu fie interpretat că era de nerefuzat financiar. În general, când ești tânăr doctor, e mai importantă cariera. Aveați câți ani? 30 și... 31 de ani. Eu plecam dintr-un spital din România unde ne băteam 5 doctori pe un ecograf și când ți se spune dintr-o dată
că vei putea să-ți cumperi ce ecograf îți dorești, că vei putea să faci cum vrei. De ce credeți că le-ați căzut cu tronc? Păi nu prea știu de ce m-au ales pe mine, ca să zic așa. Dar nu s-au înșelat, nu? Că nu le-a părut rău. V-au prelungit contractul mereu. Da, da. Deci cred că eram omul potrivit pentru poziția de la vremea respectivă de care aveau ei nevoie. Și atunci am avut o mare discuție, pentru că soțul meu nu vroia sub nicio formă să rămânem. Și pentru că eram o familie cu foarte mare unitate, decizia a fost că și copiii vor avea un drept de vot. Vot secret sau deschis? Nu, deschis. Și copiii au votat că ei vor să rămână. A fost 3-1, da, și soțul a cedat. Și soțul a cedat, urmând că la un moment dat va cere și el să îl urmăm într-un alt proiect. Care era întoarcerea în România, chiar și parțială. Am văzut că spuneți undeva, când ești expat, ești tu și familia ta. Da. Și întrebarea e de ce? Pentru că nu ai rude, nu ai prieteni, marile prietenii, adevăratele prietenii vin din școală, liceu, facultate. Am prieteni, cunoștințe, oameni de care i-am ajutat ca doctor și cu care ies la masă, dar nu ai acel cocon pe care l-aveai în țara ta. Adică de sărbători nu vine nimeni cu oala, sigur, cu sarmale la dumneavoastră. Cu siguranță. Cel mult te invită cineva? Da, sau comunitatea românească. Există o comunitate. Există o comunitate românească frumoasă. Ați fost invitată vreodată la palat? De mai multe ori la chestii umanitare. Când am ajuns noi, principele nu mai guverna, deci era deja Albert. L-am văzut la multe aniversări ale centrului. E o persoană prezentă în lumea medicală de la Monaco și apropiată de spitalul. Câți locuitori are Monte Carlo? Are 7.000 de locuitori care sunt monegaști, oameni care sunt născuți acolo și care au naționalitate, și cred că în jur de 25.000 de rezidenți, oameni care trăiesc acolo. În are 20 de ani cunoști pe toată lumea, da, nu? Da, asta e o mare când problemă. Când mergi pe stradă, de ce? Pentru că nu te poți duce ca doctor niciodată la plajă. Deci aveți și dumneavoastră vulnerabilitățile dumneavoastră. Un complex aveți? Chiar și de superioritate? Am un complex de vulnerabilitate foarte... E secret? Nu. Mi este îngrozitor de frică de boala familiei mele. Nu funcționez. Intrați într-o panică. Da. Dar știți, mă gândesc că acum privindu-vă, frica asta e mai groaznică decât boala însă. Da. Deci acum câțiva ani soțul meu a făcut un sindrom vertiginos și mi-am dat seama, avea o amețeală de la urechea internă, o chestie care nu moare nimeni din ea, trece și cu medicamente în 7 zile și fără medicamente într-o săptămână, deci dar numai că eu m-am panicat atât de tare încât mi-am sunat copiii, i-am chemat pe unul de la Londra și pe unul de la Paris. Am fost cu el la vreo 3 doctori care toți spuneau că e același diagnostic, doar că eu intru într-o panică nejustificată. Frica cea mai mare a oricărui doctor este că nu-și poate ajuta familia. Am reținut de aici că aveți un copil la Londra și unul la Paris. Cum au ajuns acolo și ce fac? Fiica mea, un copil scos dintr-un mediu și pus într-o situație în care nu cunoștea o limbă, trebuia să se integreze, a fost o elevă eminentă la Monaco, a sărit clase, a făcut Sorbona și Assas, 2 facultăți de drept mare ale Franței, și după aia Queen Mary la Londra. Acum este funcționar public la Monaco un an de zile. S-a întors, ca să zic așa, acasă, o aveți aproape. Pentru o perioadă de timp, între timp și-a dat baroul de la Londra, este un fel de avocat care vrea să trăiască în lumea asta mare. Stă singură sau tot locuiește cu dumneavoastră? Locuiește încă cu noi, dar dintr-un motiv foarte simplu, trebuie să aibă încă reședințe la Monaco. Nu stați cu chirie? Bineînțeles, păi cu chirie. Și putea să-și închirieze să stea în altă parte. Sigur, înseamnă că vă iubește dacă stă cu dumneavoastră. Vă suportă. Da, da, face o glumă și spune că noi suntem tot timpul între 2 avioane și atunci are mult timp singur. Are spațiu de libertate. Apropo de spațiu, în câți metri pătrați stați? Că știu că e criză de metri pătrați acolo. Într-o 100 de metri pătrați. E puțin. Chiriile însă, după câte știu, sunt fabuloase. Sunt fabuloase. La 100 de metri, cam cât e? Cam 6.500 de euro. Într-un bloc, nu? Într-un casă bloc, cu grădină. Bineînțeles, nu stă nimeni la casă. Este regula... Nici monegaștii de foarte puțin, generații. Că abia acum se construiesc câteva case și soțul meu râde și spune tot timpul că este un loc unde și bogații au reușit să fie puși la bloc.
Toată lumea stă la bloc. Dar e o înghesuială de bogați din care v-ați gândit vreodată cât la sută lucrează și cât la sută doar stau pe plajă? Lucrează puțin. Monegaștii lucrează toți, cei care au naționalitatea, că sunt obligați să lucreze. Asta este... Dar de ce sunt obligați? Pentru că așa este spiritul țării, că și, deci nu este ca la Dubai unde primesc o sumă de bani și să nu lucreze. Toți sunt implicați, toți lucrează. Chiar dacă sunt familii foarte bogate. Da, ori au business-uri private, ori lucrează în instituțiile statului, dar toți lucrează. Deci toți cei 7.000 născuți acolo, da, toți lucrează. Asta toți e bine lucrează. De știut. Nu sunt atât de bogați pe cât a și spus Charles Leclerc, alergătorul de cursă de Formula 1, că el e monegasc, că nu sunt atât de bogați monegaști, cum se spune. Sunt foarte bogați rezidenții lumii care vin să se locuiască acolo. Oare de ce? Din cauza legislației permisive cu averile? Dintr-un motiv foarte simplu. Este foarte sigur. Lumea vine, pentru că dacă trebuie să duci copilul la școală, îl poți lăsa în autobuz, indiferent ce bodyguard are în țara ei, respectiva familie. Copiii pot să se ducă singuri la școală, pot să iasă cu alți colegi, nu există risc. Cred că sunt vreo 5.000 de polițiști la Monaco. Deci lumea vine pentru siguranță, pentru un sistem sanitar care este bine pus la punct. Pe urmă, colaterale sunt taxe pentru cei care au moșteniri de lăsat sau alte... Taxe convenabile. Da, nu plătesc taxe. Autorii de cărți care au venituri din drepturi de autor, piloții de Formula 1... Nu se taxează. De anumite profesii liberale au foarte multe avantaje. Și cam câți români sunt acolo? Câteva sute, cred că câteva sunt. Sute. Dar asta cu securitatea mi se pare extraordinar. Ce dezavantaj are? La Monaco te simți exact ca în cartea lui George Orwell. Ai senzația că orice mișcare ai face, e foarte bine când nu ai nimic de ascuns, dar rămâne un lucru extrem de apăsător, senzația că tot timpul cineva știe unde ești, când ești plecat, când te-ai întors, și atunci camerele de filmare de sunt peste tot. În casă nu aveți. Să sperăm că nu. Nu, nu, sigur nu. Ei, nu, că Orwell știți cum se termină. Da. Îl iubea pe marele frate. Da. Așa că și dumneavoastră. Poți asigura securitatea unui loc doar știind unde sunt toți oamenii. Deci pe primul loc e siguranța, da. Pe locul 2 probabil cazinou. Eu am fost prima dată anul ăsta la cazinou. Am intrat. Mă mir că ați fost. E un restaurant în cadrul cazinoului și poți să ajungi în restaurant doar trecând prin sala cazinoului. Ce impresie v-a făcut? E o opulență pe care eu oricum nu o înțelegeam dinainte. Am văzut două cazinouri la viața mea. Unul la Las Vegas, da. Și acolo mi s-a părut tonic, ca o joacă, gălăgie, energie pozitivă, nebunie. Și unul în Austria, unde era o liniște mormântală, un fum așa, și toate figurile concentrate pe niște cărți sau pe niște jetoane, și păreau că sunt într-un purgatoriu, adică era o atmosferă de infern. Da. Pe cine știe ce-or fi pierdut? Nu, deci... dar ce diferit un cazino, da, european în, da, Austria, cu figuri mortoare și o liniște, și cazinoul din Las Vegas. Așa sunt americanii, sunt mai volubili. Știu că aveți și o experiență americană. Erați la Monaco, da, de câți ani când ați plecat Eram în America? De vreo 3-4 ani la Monaco și fusese visul meu să mă duc în state și vreau neapărat într-o clinică de top la Mayo Clinic și trimiteam scrisoarea de motivație cam o dată pe lună și nu primeam niciodată răspuns. Și în cel mai simplu sistem posibil, bineînțeles că mail-urile sunt citite. Și cineva îmi citea mail-urile la spital. Fica mea, care e avocat, mi-a explicat că atâta timp când nu era trecut personal pentru securitatea instituției, au dreptul să le citească. Și într-una din zile, profesorul Dor m-a întrebat: Clara, dar înțeleg, mi-a spus mie cineva, nu avea cine să-i spună, nimeni nu știa. Era un lucru care, în afară de mine și soțul meu, nu știa nimeni că făcea parte din visul meu de student. Și mi-a zis să înțeleg că ai vrea să te duci la Mayo Clinic, ori să-ți trimit o invitație. Și am plecat din biroul lui, gândindu-mă
cum or să-mi trimite ei mie o invitație dacă nu mi-a răspuns nimeni niciodată? Și am primit a doua zi, 24 de ore, am primit un mail cum că sunt foarte încântat să mă primească ca visiting și că mulțumesc de dorința mea și de interesul manifestat. Profesorul Dor înseamnă totuși că e un om își dorea în echipă oameni foarte bine formați și duși în lume. Că putea să îi fie frică că rămâneți acolo. Asigur, dar s-a asigurat foarte tare că nu voi rămâne. Cum? Deci, bineînțeles că îmi doream să mă duc, aveam și banii strânși pentru această aventură americană la Rochester, acolo într-un sat uitat de lume. Acolo e Mayo Clinic. Acolo e Mayo Clinic. Câte acolo paturi are? Mii. Și toate specialitățile. Da, este credeți un oraș, că e cea mai bună clinică de pe planetă? Cleveland Medical Center și Mayo Clinic sunt cele mai bine cotate. Și eram pregătită pentru deplasarea mea de o lună și jumătate. Și el și soția lui, care este anestezistă, m-au chemat înainte să plec și mi-au spus: dă-ne, te rog, facturile de la hotelul de ți l-ai plătit, biletul de avion, contabilitatea o să-ți plătească totul. Și mi-au întins un plic în care erau, în afară de faptul că contabilitatea mi-a plătit toate facturile, mi-au dat o sumă de bani într-un plic în dolari americani, în care spunea să nu mănânc la cafeteria de la Mayo Clinic, e de foarte proastă calitate. Deci a fost un gest foarte frumos. E foarte greu să oferi cuiva un plic cu bani când fără să-l jignești. La Monaco. Da, și atunci a sunat foarte frumos ce suma dată pe zi puteam să mâncăm vreo trei familii, nu era, dar gestul și cum a fost prezentat în contextul în care erau amândoi. Ei fuseseră acolo, da, da, profesorul, și probabil erau dezamăgiți de cafeteria. Ca orice francez care e obligat să mănânce în America. Și profesorul cunoștea foarte bine mulți dintre șefii de departament de la Mayo, pentru că șeful de la chirurgie cardiacă, la a treia generație de chirurgi cardiaci în America, fusese rezident la Monaco 6 luni de zile, motiv pentru care m-au și primit extrem de frumos și nu m-am simțit niciodată ciudat că eu încercasem de atâtea ori pe cont propriu să ajung și nu reușisem. Nu le citise probabil nimeni, nu dădeau nicio atenție. Așa am văzut acolo că aveau vreo 400 de fellow visiting care veneau de peste tot din lume, numai ca să aibă la sfârșitul fellowship-ului lor în CV și diploma aia acum că făcuseră stagiul acolo. V-ați întors un pic schimbată, a meritat? Categoric, orice loc în care am fost în lume mi-a adus un plus. Și la întoarcere, profesorul Dor a remarcat că v-ați întors îmbogățită? În timp ce eram la Mayo, mi-a făcut o propunere de avansare care să fie sigur că nu poate fi contracarată de nicio altă propunere. Ce maniere! Da. Deci a stat 20 de ani în microclimatul ăsta, până la urmă foarte special, în care v-ați simțit un atom marcat, pentru că pe stradă, dacă treceți, ziceți că toată lumea știe că sunteți doamna doctor. Da. M-am dus la un magazin să cumpăr niște bomboane și în clipa în care cumpăram bomboanele, o doamnă foarte bine mi-a spus: vai, doamna doctor, dar nu ne-ați interzis complet dulciurile. Dumneavoastră, bun, ce faceți? Vă luați bomboane? Deci nu e, comunitatea nu e mult simplu, prea mică. Da, nu e, da, simplu, da. Plus că poți leza pe unii dintre ei că nu ți-aduce aminte pe toată lumea când te întâlnești. Cât ați stat la Monaco, vreun plic ați primit vreodată? Da. Un plic în 20 de ani? Da, dar știți cum? Nu e puțin? Am îngrijit într-o noapte un pacient din Africa, conducătorul unei țări africane, și doamna avea o pereche de pantofi extraordinară și am făcut remarca că are o pereche de pantofi foarte frumoși în timp ce așteptam analizele soțului. Și a doua zi m-au chemat de la recepție că am primit o cutie și era o cutie goală de pantofi în care era un plic cu suma exactă a perechii respective de pantofi. Ei spuneau că nu cunosc numărul meu, dar că eu pot să mă duc să-mi cumpăr perechea aia pentru că m-au deranjat la ora 2 noaptea.
Am și o poveste. Nu, dar pantofii aveți? Da, i-am pantofii, bineînțeles. E o amintire. M-am dus și mi-am luat pantofii. Dar apropo de cum nu știm noi, românii, doctori, să ne comportăm în fața unui cadou primit, eram la început primele 3 luni de lucrat la Monaco și m-au rugat să văd un pacient care mi-a vorbit extraordinar de România, de implicarea românilor în rezistența Franței. Și era evident foarte, trăia la gras acolo unde se fac parfumurile. Am simpatizat foarte tare, am vorbit de România, de cum se schimbă România și peste 3 zile m-a invitat să-l văd înainte de plecare în salon să-și ia la revedere. Și a vrut să-mi dea un cadou. Era o cutie și eu am refuzat pentru că plecasem din România. Am fost învățată să refuz, e interzis. Cum era să fac asta într-un spital în care vreau să mă integrez? România era interzis teoretic. De asta și plecasem din România, pentru că nu suporta să mai primiți plicul. Nu este un model care să-ți placă ca doctor. E umilitor? E jenant? Da, e jenant, rămâne. Și l-am refuzat și nici n-am știut să mă comport să-l refuz. Deci am avut o reacție pe care o ai când cineva vrea să-ți dea ceva. Ați luat-o la fugă. Da, un fel. Și, bineînțeles, că a doua zi am fost convocată la direcția spitalului să fiu întrebată, dar de ce m-am comportat așa? Că n-a fost un gest. Elegant. Și atunci am înțeles că traumele mele românești trebuie să capete o schimbare și tot atunci am învățat că secretara trebuie să-i scrie o scrisoare de mulțumire, să o semnez personal, să pun dacă făceam o greșeală în franceză, să scriu o frază eu. M-a învățat ce înseamnă diplomație într-o relație cu un pacient care se, până la urmă, m-am dus și mi-am cerut scuze, am primit cadoul, era un parfum de la Graz și o carte despre rezistența Franței. Și atunci am învățat că, de fapt, trebuie să mă schimb, că altfel voi părea ciudată într-o lume în care traume din trecutul meu vor ieși la suprafață. Spuneți-mi, în 2016 am văzut pe internet, era mare tamtam în presă, că familia Alexandrescu a adus un tomograf, că vreți să faceți un spital de cardiologie la Corbeanga. Asta era în 2016. Da. Ca uitându-mă la 2023 să văd că dați consultații în București acum în altă parte și că nu mai aveți nicio tangență cu ceea ce atunci era prezentat ca un spital minunat care se face la Corbeanca. În esență, ce s-a întâmplat? E foarte simplu. A venit COVID acum 3 ani și eu m-am speriat foarte tare de ideea că se poate întâmpla ceva și că... Frica dumneavoastră. Frica. Soțul meu care stătea destul de mult în România. Și am luat decizia să vindem structura de la Corbeanca unei fundații italiene. Decizia mi-a aparținut mie. Vinde, i-a spus soțului și el a ascultat. Da, pentru că eu am făcut un sindrom de la de care v-am povestit în cadrul vulnerabilității mele, în care credeam că nu o să ne mai revedem niciodată toți 4. Fiul nostru era student la Londra, la o facultate de finanțe la vremea respectivă. I-am făcut ordine în acte, l-am pus la curent pe fiul meu, considerându-l că el este cel mai rezistent fizic să nu se îmbolnăvească grav de COVID. Deci, vulnerabilitatea oamenii aveți imaginație. Da. Și din toată familia eu am fost cea mai vulnerabilă. Toată lumea zicea că eu stăteam cel mai bine la Monaco, mă duceam în fiecare zi la spital, eram omul care lucram cel mai mult. Deci m-am dus în toată perioada de COVID, mă îmbrăcam, am lucrat în fiecare Ați zi. Ați avut COVID? Nu. Și soțul? Nici el. Amândoi copiii au avut. Aveam și un concierj, domnul de la bloc, care era un italian de nu vorbea bine franțuzește. Eu vorbesc destul de bine italiană, dar el ținea în fiecare zi să-mi ureze bon chance în franceză când plecam la spital. Portarul, vă dădea o stare proastă? Și îmi dădea o stare atât de proastă. Cum îl cheamă pe portar? Are un nume italian, Alfonso.
mare. Suntem nu, într-o comedie. Da, și la momentul ăla nu vedeam practic luminița de la capătul tunelului. Îmi cumpăram în fiecare săptămână un bilet de avion. Am pierdut nu știu câți bani cumpărând un bilet de avion cu dorința de a veni la București doar să mă întâlnesc cu Bogdan Perute, de alea elucubrante, Nisa, Dubai, Dubai, București. Dar zborurile se anulau. Și atunci am zis că dacă scăpăm din chestia asta, termin complet cu România. Ce vină avea România în toată povestea? Pentru că una este să treci prin boli într-o familie unită și alta este să fie unul într-un colț de lume și altul într-un colț de lume. Dacă se întâmpla ceva, celălalt nici nu putea să ajungă. Au fost drame în familiile astea rupte așa. Și atunci am insistat folosind partea sentimentală și nu s-a dovedit că a fost o decizie bună. Și soțul a vândut. E foarte greu să întreții o structură medicală în care trebuie să ai aparatură performantă, echipe de top, într-o țară în care lucrurile nu sunt niciodată foarte lineare, sunt cu urcușuri și coborâșuri. Tocmai, la Monaco cred că vă plictisiți uneori, măcar noi suntem o țară plină de neprevăzut. Zice, să zicem așa. Soțul, unii spun că soțul e creierul afacerii, alții spun că dumneavoastră sunteți femeia din spatele bărbatului care e creierul afacerii. Deci probabil sunteți doar o echipă. Lumea spune tot timpul că în spatele oricărui bărbat puternic e o femeie și mai puternică. Eu nu mă prea pricep. Dar, sincer, a vândut în pierdere față de investiție? Erau vreo 10 ani de muncă acolo în spate. Era o investiție foarte mare. Tocmai de asta întreb. Tomograf, RMN. Cred că putea să facă lucrurile mai bine dacă le făcea cum credea el. Deci, în concluzie, îmi asum toate sfaturile proaste pe care le-am dat. Dar, în sfârșit, a trecut. Nu ne uităm niciodată în spate. Nu ne uităm niciodată în spate ca să-i meargă bine inimii noastre? Da. Din greșeli învățăm întotdeauna. Sau ne repetăm mereu același. Da, e posibil. O inimă, tu n-ai minte deloc? Eu, cum e? Tu mă faci ba să râd, ba să plâng. Da. Deși nu inima ne face, creierul. Dar iată că viața, soarta, ca să nu zic soțul, se răzbună și din nou o luați de la capăt. Viitorul în ceea ce vă privește sună bine, pentru că soțul, după experiența acumulată la Corbeanca, a hotărât să facă o clinică în București. Dar asta e o clinică pe o structură mică. Probabil va avea un număr restrâns de pacienți, dar cei care vin să-și poată diagnostica vârsta vaselor, să vadă dacă au ateroscleroză, să-și încetinească ateroscleroza luându-și măsuri de prevenție, de schimbat stil de viață, de mâncare, să primească medicație dacă au anumiți factori de risc, hipertensiune, deci colesterol. Deci o clinică pentru oameni sănătoși? Important e să-i ții pe niște oameni sănătoși. Nu să ajungă să-și pună stenturi, pentru că cei care ajung să-și pună stenturi pe inimă sau să se opereze pe inimă la 70 de ani, dacă cineva le făcea prevenție la 50 de ani, deci 20 ce de ani în spate... Ce poți să faci? Să înghiți pastile? Bineînțeles, să-și controleze factorii de risc, să-și cadă nivelul de colesterol, să învețe cum să mănânce, cât să se miște. Cum ni s-a întâmplat nouă la Monaco? Înainte de COVID, nu vedeam un bolnav cu infart. Treceau săptămâni și numai primeam un bolnav în spital cu infart. Și șeful nostru a zis: păi bine, dacă ați făcut atâtea clinicuțe de prevenție în jurul spitalului, îi tratați foarte bine și nu mai ajung să-și strice vasele. Ne mâncați pâine. A venit COVID și s-a oprit totul de prevenție. Niciun pacient nu vroia, nici o persoană sănătoasă nu venea decât pe targă la doctor, că zicea că se îmbolnăvește dacă se duce într-un cabinet medical. Și dintr-o dată nimeni n-a făcut nimic 2 ani. Și după 2 ani de nefăcut nimic, e plin, în fiecare zi avem 2 infarcte. Deci încă mai plătim prețul pandemiei. Și următorii 5 ani. Bine, dar dacă până la o anumită vârstă nu ai făcut de pildă mișcare, nu ai trăit sănătos, nu e o nebunie la bătrânețe să începi să umbli de nebun, că să fii sănătos? Am auzit de un doctor care a făcut chestia asta și a murit pe banda de alergat. Păi dacă a făcut totul exagerat, nu poți să te apuci dintr-o dată să devii sportiv de performanță când ai fost intelectual toată copilăria și adolescența. Ați fumat vreodată? Nu poți să fumezi dacă ești cardiolog. Puterea exemplului. Deci, am câteva lucruri care sunt tabu. Nu poți să fumezi dacă ești cardiolog. Nu poți să fii obez dacă ești cardiolog. Oho, și cât sunt obez și fumători. Mai departe, astea două nu se susțin. Și ar trebui
să fii foarte bine controlat, dar aici lumea medicală are o problemă. Crede că e intangibilă la boală, din păcate e fals, și uită să se ducă la controlele ei de prevenție. Dar în străinătate, foarte multe structuri medicale aparțin doctorilor, care lucrează în ele, câștigându-și viața decent, cumpărându-și aparatură performantă și păstrând un nivel care să le asigure o reputație corectă, fără să aibă un mare profit. Eu gestionez o astfel de clinică în străinătate și, de fapt, la sfârșitul anului, după ce plătim toate chestiile, sunt veniturile. Altă clinică decât clinica profesorului Dor? Da. V-ați făcut o clinică dumneavoastră? Da. De ce profil? De cardiologie face. Tot de cardiologie, da. Și nu e concurență neloială? Nu, pentru că ei fac chirurgie cardiacă. Ah. Și atunci e foarte simplu, toți doctorii se grupează mai mult. Și cât salariați aveți? Am doi, dar am foarte mulți colaboratori. Câți metri pătrați are? Are 160 de metri. E mică. Deci aveți o mini-clinică la Monaco. Da. Lucrez într-o echipă cu niște colegi. Dar e clinica dumneavoastră. Da, dar asta nu are nicio valoare. Dacă nu mai lucrăm mâine, nu are nicio valoare structura aia. Deci de asta cred că în România este o idee un pic greșită a medicinii private. În străinătate, 5 doctori se asociază, lucrează într-o clinică, ies la pensie, au închis structura, au terminat de plătit chiria și s-a închis chestia. Valoarea profesională primează. Pe când aici contează foarte mult scenografia, decorul. În România se uită foarte mult la chestiile de cum arată. Da. O chestie de snobism. Da, cred că vine din cauza faptului că de multe ori nu găsim în spitalul de stat un confort. Și am impresia uneori că parcă asistăm la riscul de faliment al medicinii de stat. În străinătate, lumea caută mai mult un profesionist decât un hol imens plin de tablouri, că nu ești la muzeu. Te duci să-ți rezolvi o problemă medicală. Da. Și, mă rog, nu întotdeauna e o relație directă între grandomania scenografiei și calitatea îngrijirii. Sigur. În experiența de 20 de ani la Monaco, ce v-a plăcut cel mai mult? Șampanie, macaron și foie gras. Și lucru care v-a plăcut cel mai puțin? Că oamenii sunt triști. Nu. Cei mai mulți de acolo sunt oameni care au avut cam tot ce ne putem dori noi așa. După ce și-au cumpărat o barcă mai mare decât a vecinului, o casă mai mare, un jet privat sau alte. Sunt destul de triști. Și atunci sunt în căutarea a ceva care să le aducă o bucurie de scurtă durată. Și nu e așa de ușor. Și banul nu aduce. Nu, am văzut milionari ai lumii astea, oameni care ne puteau cumpăra pe toți de aici, stingându-se. Că mi-a spus venind prin curte că vi s-a părut și îmi pare rău că e paragină. Mi-a spus că pare paragină. Da. Și mi s-a strâns inima că totuși televiziunea publică e un simbol al României, într-un fel, și e trist că v-a transmis o stare de paragină. Da. M-a șocat că am avut aceeași senzație dureroasă pe care am avut-o când am fost în Madagascar, unde am văzut niște clădiri superbe care veneau dintr-o altă epocă, lăsate într-o degradare. Și cred că n-avem dreptul să lăsăm lucruri în degradare, pentru că ne reprezintă, sunt simboluri. Deci e o lecție pe care am învățat-o la Monaco. Banii nu aduc bucurie. E bine să-i ai, fac bine la nervi și la pantofi. Nu mai îmi cumpăr așa pantofi în ultima perioadă. De ce, doamna doctor? Pentru că am învățat, după ce am vizitat câteva țări, că sunt lucruri mult prea superficiale. Îi pot purta pe cei pe care i-am. Nu sunt esențiali, deci la capitolul inimă caldă, inimă plină de bucurie. Cu siguranță. Dați-mi un exemplu de expresie a bogăției maxime. Acum 10 ani îmi spune Clara, trebuie să te duci să vezi un bolnav pe un vas. Cine v-a spus? Șeful de echipă. Și spun, bine, mă duc să vorbesc cu asistenta, ne pregătim, avem un ecograf portabil care costă vreo 80.000 de euro și vin marinarii care se ocupau de vas să ne însoțească cu o mașină și ei urcă să ne recupereze. Și noi spunem, da, trebuie să ne luați materialul. Și ei se uită la noi, da, de ce? Că l-avem pe vas. Deci, domnul, pacientul nostru, avusese o problemă cardiologică în Statele Unite, cred, și avea un vas, proprietate privată, pe care avea o sală întreagă de cardiologie cu un ecograf. Și v-ați dus și... N-avea nimic, era foarte bine, din fericire. Dar de multe ori aștepți luni întregi să ți se livreze un astfel de ecograf în care poate alții ar fi avut nevoie. Emi, asta
nu prea am putut să trec peste ideea asta. Păi dumneavoastră cu educația de la Alexandria... Da, mi s-a părut un pic cam... Lor li s-a părut normal. Normal. Dar că aici se așteaptă luni de zile până intră un om în sistemul de stat la un RMN, asta vi se pare normal? Asta e și în Franța acum. Cererea și oferta nu se mai întâlnesc, sistemele nu și-au cuantificat nevoile când a trebuit și ne găsim în situația în care vedem oameni care iau avionul de la Lyon ca să se consulte la Monaco. Pentru un RMN gratuit sau plătit? A venit pentru o consultație de cardiologie. Plătită? Bineînțeles. Pe care la Lyon nu putea plăti sau trebuia aibă? Să aștepte 9 luni de zile. Doamne, nu se poate. Da, deci asta face că sistemele sunt complet disfuncționale. După părerea mea, statul trebuie să asigure sisteme egale pentru toată lumea și cine vrea acum, fără să aștepte bine, la o anumită persoană, atunci e normal să plătească. Peste tot în lume plătește, dar pentru o chestie pe care o vrei acum, imediat. Și așteptarea asta trebuie să aibă niște limite, nu? Dacă ar fi să fac un banc macabru, ar spune, nu poți să aștepți până mori. Au fost două motive care au dus la degradarea sistemelor sanitare atât de rapid. Îmbătrânirea populației și un calcul greșit al nevoilor de resurse făcut de autorități în toate țările Europei, în urmă cu mulți ani, că nu poți să faci un cardiolog în 12 ani, facultate și rezidențiat. Și degeaba ai aparatul fără om. Bineînțeles. Asta în România e și fetișismul tehnicii. Exact. Asta spun eu, că niciodată inteligența artificială nu va reuși să înlocuiască doctorul. Pot să-mi explice că inteligența artificială o să facă o descriere, că nu greșește, că vede toate chestiile mărunte, dar cineva trebuie să tragă și o concluzie, că până la urmă puteți ieși din 3 aparate având 7 tancuri care de... Care nu ajută la nimic. Exact, cineva trebuie să ia o decizie. Și încă România e o țară în care pacientul poate să mai găsească o soluție. În Franța, unde sistemele sunt mult mai rigide, devine din ce în ce mai complicat. Să trecem la sistemul de educație, nu că acolo am stat mai bine, dar ați fost o mamă performantă. Adică ați crescut la Monaco, stând toată ziua la clinică și tata la București, ați reușit totuși să creșteți doi copii performanți. Ei, cum ați făcut? Au un sistem extraordinar în care cineva se implică cu elevul respectiv. L-ați dat la privat sau la stat? La stat. Liceu de stat. Și fata și băiatul. Și ambii mei copii s-au dus la... Câte naționalități erau în acel liceu? 140. 140? Da. Nici nu știu care ar fi ăștia. Da, toată lumea din... Deci este pentru că sunt foarte multe țări mici din Africa care au reprezentanți la Monaco, sunt oamenii cei mai bogați din diverse țări africane care sunt la Monaco. Și n-au dat la privat, au preferat sistemul de stat? Există doar o școală privată la Monaco, care e foarte cunoscută, care e foarte bună pentru relațional. Este o școală care nu e mai scumpă decât o școală privată din București, dar decizia noastră a fost că copiii se duc la școala de stat. Cum ați făcut să le induceți ambiția asta de a face ceva, de a învăța, de a fi ceva? Asta mi-a zis fiica mea de curând. Când va avea copii și ar dori să găsească o soluție încât să îi poate lăsa atât de liber cât i-am lăsat noi și ei să studieze cum au studiat ei. Exact. Cred că a fost școala, i-a tot împins mai departe. Profesorii trăgeau foarte tare să aibă elevi pe care să-i dea exemplu și atunci e foarte... Cred că asta a fost adică explicația. Adică nu cultivă egalitarismul? Nu, pentru că Monaco are un scop în tot sistemul de învățământ, are rezultate extraordinar de bune la bacul francez, pe care îl dau cu Franța odată, egale cu cele mai bune licee din cartierele selecte ale Parisului, aproape de 100% trecere la bacul francez și atunci trebuie să creeze competiția. Și creând competiția, un model vechi de învățământ. Comparând sistemele de educație, slăbiciunea, care vi s-ar părea că e a sistemului de educație din România? Că nu e axat pe elev. Elevul nu contează, profesorul știe mai bine în România. Ori Monaco are un sistem în care nu profesorul e pus în față. Dar atunci, făcând o paralelă cu sistemul de sănătate, am putea spune și că nu pacientul e pe primul loc în România, ci doctorul? Cu siguranță. Și asta e anormal. Da, cu siguranță. Deci trăim într-o lume anormală în care nu elevul contează, nu pacientul contează? Cred că vine și din trecutul nostru mult.
poate vă privește cineva care n-a fost niciodată la Monaco. Dacă o să se ducă, ce îi recomandă Clara Alexandrescu în primul rând? Oh, cel mai frumos loc de la Monaco este pe malul mării. Este o plajă, la plaja Larvoto, și acolo este foarte frumos și la răsărit și la apus. Pe urmă sunt locurile celebre în care merg toți oamenii. Este un loc pe care l-aș pune pe locul 2 și este surprinzător că există la Monaco, o grădină japoneză. Aveți restaurantul favorit în Monaco? Am un restaurant care îmi place foarte tare la Monaco. Cum care e aproape Quai des Artistes, care mi-aduce aminte de o Franță de altă dată. Dacă v-am întrebat de Monaco, vă întreb și de România. Cel mai mult în România, ce vă place? Ce îmi place cel mai mult? Îmi place că încă mai sunt zone virgine, în care ai o senzație că ești liber și că te duci într-o pădure și încă nu vine proprietarul să-ți zică că este a lui. Nu v-ați gândit niciodată la asta? Nu. Este extraordinar. Mi-e frică să nu vină ursul. Nu mă pot bucura de libertatea în pădure. Adică vă place în România că simți tot timpul urmărit de o cameră de... Da, că te poți duce în locuri în care... Deci vă place că te poți pierde. Da. Și ce vă mai place? Îmi place că există încă o relație interumană în care, o să vi se pare ciudat că spun asta, oamenii îți sar în ajutor. Mai există încă. Doamnă doctor, suntem într-un film science fiction. Mâine aflați că aveți nevoie de un transplant de inimă. Li se întâmplă și cardiologilor? Da, cu siguranță. Am avut un coleg. Da? Și a reușit? Da. De la cine a primit inima? Nu știe. Nu știe niciodată. Nu e voie? Nu. Am văzut filme pe subiectul ăsta. Ei, sunteți invitată într-un cabinet, pe un raft, în două inimi, că sunteți de meserie, și sunteți pusă să alegeți o inimă perfect sănătoasă, dar condamnată la neiubire, o inimă perfect sănătoasă, dar rece, și cealaltă inimă slăbită, medical vorbind, dar despre care vi se spune că va fi plină de bucurie și de iubire și va fi, într-un fel, fericită. Pe care dintre cele două alegeți? O să vă surprind pe prima, aia rece. De ce? Pentru că există o explicație științifică. Oamenii, când sunt transplantați, nu putem să resudăm terminațiile nervoase și nu mai au aceleași trăiri, nu mai au aceeași bucurie, nu mai simt emoția. Sunt distanți, oameni care erau înainte empatici, sensibili, devin distanți. Așa că și dacă aș lua-o pe cealaltă care mi-ar fi asigurat într-un fel, tot nu s-ar fi comportat după ce e transplantată cum era ea înainte. Deci femeia cerebrală Clara Alexandrescu, cardiologul, tot cardiolog, alege? Cu siguranță întotdeauna aș alege inima sănătoasă.